Borhidam Floarea, 73 de ani. În urmă cu 3 ani și jumătate, am fost plecată din țară. La fiica mea, care este și ea medic în Germania, specific că este medic, și am să vă spun de ce. Am simțit o jenă în partea dreaptă a rinichiului, crezând că este de la frig. Fiica mea mi-a spus să mergem la medic. Am refuzat și am vrut să mă întorc în țară, unde îl cunoșteam pe domnul doctor Surcen de la mai multe persoane, nu personal. Cu primul avion m-am întors în țară, mi-am făcut programare, mi-a făcut o ecografie și l-am văzut că tace și se uită în monitor. La un moment dat îmi spune: doamna Vohidar, întoarceți-vă puțin și priviți monitorul. Zice, aveți un chist renal pe rinichiul stâng de 8 mm și o lățime de 6 mm. Primul lucru pe care l-am spus, am zis, cum scăpăm de el? Și mi-a zis, dacă vă hotărâți, îl operăm robotic, că este mult mai ușor, recuperarea este mai ușoară. Am acceptat imediat și am început investigațiile. Pe 16 iunie m-a operat domnul doctor robotic și mi-a extirpat chistul. Nu am avut absolut nicio emoție, nu am simțit absolut nimic. Singura emoție pe care am avut-o a fost să aștept cele 10 zile de la laboratorul de anatomie patologică, care mi-a spulberat toate temerile. Chistul care a fost pe mine nu a fost de natură canceroasă, iar eu astăzi mă simt foarte bine. Respect indicațiile domnului doctor, vin la control, îmi face de fiecare dată ecografie și totul este perfect. Mă simt extraordinar de bine după operație. După ce am ajuns în salon de la terapie intensivă, pot să spun că m-am ridicat imediat din pat. Nu am simțit la rinichiul stâng nimic înainte de operație, cum nu simt nici acum după operație. Domnul doctor este un om deosebit. Tot timpul am invocat și divinitatea ca să țină mâinile cu care au mânuit brațele acelui robot minunat. Sfătuiesc pe toată lumea să-l contacteze pe domnul doctor Surcel Cristian, să vină la Provita, să vină cu încredere, așa cum eu am venit la o vârstă și nu am simțit absolut nimic și mă simt minunat. Recomand tuturor să vină la dânsul, pentru că este un om deosebit. Dă dovadă de un alt profesionalism.